aveți trebuință de botez în apă. Toți de aici aveți. Un botez în apă luat la vârsta majoratului. Am o întâmplare, am mai povestit-o. Eram în Suceava, erau trolei pe atunci, acum nu mai sunt, aglomerație, eu m-am suit mai dintr-un capăt de oraș, am prins un scaun bun, bă, o înghesuială, stăteau oamenii. La câteva stații intră un preot ortodox, în vârstă, îmbrăcat în preot, cu o Biblie în mână, eu am respect pentru oamenii ăștia. Și când am văzut că îl strâng oamenii, am spus, nu vă spărați, vreți să stați aici jos. Mă, ne-am dat noi greu, s-au așezat, el mi-a mulțumit, eu am vorbit ceva cu el, dar el se uită lung la mine și îmi spune, ia spune în dumitale, câți ani aveai când ai fost botezat în apă? Eu am spus, oricum, că am terminat liceu, la liceu. Băi, așa s-a supărat, o zic, mi-am dat seama de la început că ești un rătăcit. Și am spus, dar de ce v-ați dat seama că v-am dat locul? Într-o leu era liniște și eu zic, părinte, nu vă spărați, aveți aceea Sfânta Scriptură? Da. Știi ce te rog? Citește-mi într-un singur loc unde a fost botezat un copil mic și dăm Biblia la mine și arătă multe locuri unde au fost botezați oameni mari. Dar ce credeți că cei din autobuz sunt eu cu dânsul, nu cu mine? Și îi spunea, citește, părinte, citește, părinte. Nici până în ziua de azi nu mi-a citit. Care știe de ce? Că nu scrie. Și voi aveți trebuință de legăminte. Aveți trebuință să intrați în apa botezului, că așa spune Sfânta Scriptură.